35, e 15:27, a venit Cătălin Striblea, e momentul să înceapă și rațiunea zilei. Despre ce povestim? Salutare, despre doamna Clotilde Armand astăzi. Da, te-ai gândit să începi săptămâna în forță, subiecte grele? Da, păi, dacă asta e situația, ce să facem? Doamna Clotilde Armand este... incompatibilă. Da, e o sesizare de incompatibilitate. Mă gândeam să spun dacă e incompatibilă pe tot mandat. Nu, e o sesizare de incompatibilitate pe un proiect european la care doamna s-ar fi numit singură. Merită un pic de atenție toată chestiunea asta, pentru că este un episod prin care a mai trecut cu primarii din România și merită un pic explicat despre ce e vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, săptămâna debutează cu o sesizare de la ANI către parchetul înaltei curți. Nu e așa că n-ați mai auzit de mult de ANI, Agenția Națională de Integritate? Ce vremuri erau acelea când Agenția Națională de Integritate făcea tot felul de lucruri în România, scutura parlamentari, primari, tot felul de oameni politici și multă lume, mulți politicieni au acuzat că e un instrument politic. Rețineți acest lucru. Mai târziu, când când PNL și PSD s-au întors la guvernare, încetul cu încetul atribuțiile agenției au fost ciuntite, schimbările la vârf efectuate, agenția și-a pierdut din prim planul politic. Revine astăzi în prim plan politic cu o acuzație de incompatibilitate și o sesizare a parchetului înaltei curți referitor la doamna Clotilde Armand, care s-a numit pe sine managerul unui proiect finanțat din fonduri europene. Ce zic dumnealor? Zice că în exercitarea atribuțiilor de primar, doamna respectivă a produs un folos material, da? Adică, numindu-se de una singură în funcția respectivă, a produs un folos material pentru sine în cuantum de aproape 19.000 de lei. Drept urmare, Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea de către primarul sectorului 1 de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. 301 cod penal, zice agenția de integritate. A semnat 5 dispoziții doamna Armand și toate aceste 5 dispoziții reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare cu 30%. Ați înțeles ce a făcut, nu? Da. La primărie a venit un proiect cu fonduri europene și doamna s-a pus... Să mă numesc. I-a crescut și salariul cu odată cu chestiunea asta. De partea... Dar 19.000, iată-mă, e o sumă care să merite? Păi, acum ea e strânsă, probabil că proiectul s-a derulat pe mai multe luni, Acum trebuie să vedem și partea aia. La alta, asta e o sesizare a PNL. Deci, în momentul în care Clotilde Armand a făcut treaba asta, PNL, care este într-un conflict cu Clotilde Armand, a sesizat ANI și a spus, vedeți că doamna s-a numit acolo. Doamna Armand a răspuns spunând așa: înseamnă că toți primarii din România care își semnează lunar pontajul sau care își măresc indemnizația sunt în conflict de interese, ea negând respectivele acuzații și spune că suma asta de 3.500 de euro a câștigat-o în 5 luni, da? Toate dispozițiile semnate de mine sunt verificate dacă sunt legale și ajung la prefect. Prefectul a spus în această situație că e legal să mă numesc. Toate actele administrative trebuie să îndeplinească o serie de avize ale Departamentului Juridic Economic. Toate aceste avize există, spune Clotilde Armand, și reprezentanții ministerului responsabil pentru proiectul sesizat de ANI spun într-un răspuns că eu sunt eligibilă, chiar dacă sunt primar. Acum când ai tipurile acestea de argumente de o parte și de alta, totuși ANI sesizează parchetul și chestiunea se va rezolva ori la procurori, care vor decide singuri dacă trebuie începută urmărirea penală, eventual trimiterea în judecată, ori la judecător dacă lucrurile sunt atât de grave să se întâmple. Știu, asta e prezentarea faptelor, da? Adică, să știi toată lumea, astea sunt faptele. Așa, ca niște mici concluzii. Noi am mai avut dezbaterea asta odată în România,
Când primarii, dacă țineți minte, au trecut mulți ani de atunci, primarii se numeau în consiliile de administrație ale unor societăți ale primăriilor sau consiliilor locale. Lucru pe care anii îl considera incompatibil la data respectivă, iar primarii nu îl considerau incompatibil. Țineți minte cine a fost la Mărindu și indemnizațiile, da? Rețineți acest lucru. Nu mai câștigau niște bani. Țineți minte cine a fost în situația asta. De exemplu, Klaus Iohannis. Klaus Iohannis era unul dintre cei în situația asta, că era la, ori la societatea de apă, ori la societatea de gunoi, dacă nu mai... Una dintre ele la Sibiu. Și alți primari. Unii au ajuns să aibă dosare penale pentru treaba asta, alții nu au ajuns. Și la momentul respectiv, PSD și PNL au forțat o interpretare legislativă care spunea așa, și un argument politic care spunea așa: domnule, dar cum să nu-i dăm voie primarului să intre în aceste societăți sau în aceste proiecte care țin de bunul mers al comunității, tocmai că ei sunt cei datori să supravegheze și să vadă toate lucrurile astea? Ăsta era argumentul lor. Acum, când te uiți la PSD și la PNL, când doamna Armand face aproape același lucru cu niște diferențe de nuanță, aici e un proiect managerial, PSD și PNL spun că e greșit. Aici trebuie calibrat discursul public pentru noi toți. Că și doamna Armand, în situația anterioară cu primarii, spunea că primarii sunt vinovați, dacă să înțeleagă toată lumea. Nu poți să învârți principiile astea în fața societății în funcție de situația în care te afli tu. Da, asta se întâmplă de foarte mulți ani. Asta se întâmplă de foarte mulți ani, numai că aici e o chestie prezumptiv penală și a fost și în cazul primarilor de acum 10 ani și poate și în cazul doamnei Armand, că s-a sesizat, deci se face dosar penal in rem, probabil, dacă nu s-o face direct pe persoană. Așa. Nu poți să te sucești ca politician și să spui într-o situație, bă, când se întâmplă primarilor noștri e bine și când se întâmplă alor lor e rău. Nu. Aici, ca societate, trebuie să decidem. Ori principiul e unul singur. Ca primar, te ferești sau nu te ferești de acele situații care te pot pune într-un act conflictual? Vrei să fii membru în Consiliul de Administrație? Trebuie să fii, musai, manager de proiect ca să se facă lucrurile în situația respectivă? Dacă mă întreb pe mine, primarul nu trebuie să fie membru nici în Consiliul de Administrație, nici să fie manager de proiect în situația asta. Însă și funcția lui, nu? Presupune că supervizează fiecare proiect în parte, adică exact. Din start e... Exact. La asta m-aș gândi și eu. Adică te uiți de sus, știi că e un proiect derulat, nu trebuie să fii tu băgat miez în proiectul respectiv. Da? Trebuie să privești pe ansamblu și să pui toate aceste proiecte cap la cap și să alcătuiești echipe care știu să lucreze. Da, știi cum e cu ochiul dracului, dacă intervine... Asta e interpretarea mea. Acum, eu așa aș vedea politica. Sigur că îmi plac primarii și care sunt integrați în munca lor și știu să supravegheze chestiunea asta. Nu-i vreau nici săraci, dacă e o chestiune de bani. Nu cred. Cred că e o chestiune de control aici. Nu cred că doamna Armand avea nevoie de 700 de euro pe lună, da. Așa. Și aș vrea ca administrația publică din România să nu fie întotdeauna la limită când vine vorba de interpretările legii, da? Adică, na, aici se poate așa, aici nu se poate așa. Aș vrea mai multă claritate, iar acolo unde nu e claritate, e abținere. Și în rândul primarilor PSD și PNL, care nu mai puteau fără consiliile alea de administrație, ca și în rândul, în acest caz, al doamnei Armand, că e singură, când știa că se va interpreta de natura asta. Da, acum să vedem. Judecata e judecată, o vor face instituțiile statului, să așteptăm să vedem ce iese din chestiunea asta. Asta e povestea de astăzi. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live.